Ce s-ar fi întâmplat dacă Hannibal ar fi cunoscut Google Earth? O bună întrebare. Păi nimic mai simplu. S-ar fi așezat la masa lui din palatul din Cartagina Natală și ar fi studiat această hartă interactivă care l-ar fi purtat pe culmile gloriei. Și cum ar fi făcut? Prima dată, ar fi selectat din partea stângă din meniu uh, Col de Traverset, Torino, Avignon, Gap și cam atât. Și acum să dăm în zoom să vedem ce a apărut pe harta noastră, pe harta lui, pe harta lumii lui. Da? A apărut în Galia, Galia Transalpină și Cisalpină, au apărut aceste patru elemente. Elemente care pentru astăzi uh, vor fi puncte esențiale în ruta de traversare a munților Alpi. De la Avignon și-a început periplul cu armata lui de 40.000 de infanteriști, 8.000 de cavaleriști și cei 30 și ceva, 37 se zice, de elefanți de război, cu care își dorea să ajungă în Galia Cisalpină, pentru a se alia cu toate triburile galice pe care romanii le supuseseră între timp. Bun, pentru acest lucru eu am selectat deja ruta și am realizat-o cu, acel, cu acea unealtă pe care voi o cunoașteți, deja Path. Doar că astăzi nu vreau să vă prezint tot același path sau poziționarea acestor puncte pe care o putem face de aici din stânga sus din bara de unelte, place mark, add place mark. Astăzi vreau să vă arăt ceva și mai interesant și anume play tour. Play tour este o unealtă care ne transportă în lumea pe care noi am creat-o în Google Earth. Spun că noi am creat-o pentru că eu am stabilit acest traseu și Google Earth mă plimbă pe deasupra lui atâta timp cât doresc până când pot să-i dau stop să mă uit în jur. Dacă dau click s-a oprit. Pot să dau în zoom să văd peisajul pot să intru în Street View, în spațiul respectiv, dacă mă apropii foarte mult. Dar pentru tema noastră de astăzi ne interesează munții și atunci ne vom deplasa către munți. Ce are interesant acest filmuleț, posibilitatea de a da fast forward, dacă dau o dată clic pe acest, acest buton, merge mai repede, dacă mai dau o dată, merge și mai repede. Singura problemă este că uh, Google Earth nu mai are capacitatea de a ne prezenta imaginile foarte clar. Și atunci noi vom opri această viteză și vom da o viteză normală. Acum, Haideți să ne apropiem de zona montană pentru a le arăta elevilor ce dificultăți a întâlnit Hannibal în, în traversarea celui mai faimos lanț montos din Europa. Cred că pe la minutul 50 e mai impresionant, da? Observăm că deja pe aici nu mai sunt drumuri uh, moderne. M-am înșelat. Este unul și arată chiar mai bine decât la noi în țară. E bine să-i punem pe elevi să facă acest traseu și spuneam să dea zoom, să fie în detaliu, uh, pentru că vor fi impresionați de rezultate am selectat o vale a unui râu pentru a sublinia faptul că Hannibal nu a beneficiat de, de drumurile moderne din prezent și romanii nu au apucat să cucerească Galia încă. Acest lucru se va întâmpla în perioada lui Cezar și atunci drumurile faimoasele Via sau faimoasa Via Apia, ca să dăm un exemplu, nu se regăseau în acest spațiu. Asta înseamnă că cei 200, cele 200 de mile terestre sau 320 de kilometri au trebuit să fie parcurși pe niște drumuri primitive de pământ, de piatră ale galilor, locuitori ai acestui ținut și Uh, acest fapt s-a văzut la finalul uh, expediției, când uh, jumătate din trupele cartagineze nu au mai uh, Dacă ajuns. Dacă ne uităm la cursorul meu, care este deasupra drumului trasat, uh, vom vedea că altitudinea este de 5720 de picioare, adică trebuie să împărțim la 3. Uh, vă reamintesc că altitudinea o vedem în bara de jos. Da? Deci 5700 împărțit la 3 înseamnă 1900 de metri, deci altitudinea este foarte ridicată aici pe vale, dar ia să vedem vârfurile munților se duc până la 8700, deci ar fi 2900, aproape 3000 de metri. Bun. E foarte important să știm acest aspect al altitudinilor pentru că uh, copiii trebuie să facă o corelație între altitudine și temperatură. Și uh, să revenim acum la punctul de plecare, la Avignon. Vedeți cât de departe este. La Avignon, pe malul Ronului. În cazul Avignonului altitudinea este între 10 și 100 de metri, deci o altitudine foarte, foarte scăzută, iar în cazul munților este foarte ridicată. Cum aflăm noi aceste informații? Foarte simplu. Vom da click pe ruta lui Hannibal și vom pune show elevation profile. Și vom vedea un profil geografic care ne uh, indică altitudinile traseului nostru. Dacă ne plimbăm cu cursorul, vom vedea și o săgeată roșie care se plimbă în același timp cu noi pe traseul trasat. Traseul trasat. Mm, îmi cer scuze pentru treaba aceasta. Acum, observăm că altitudinea este tot în picioare. Împărțim la 350 de metri aproape de Avignon. Și urcă până la ace această trecătoare la 9000 de pași, adică 3000 de metri. E foarte important să știm aceste altitudini pentru a-l înțelege pe Hannibal și dificultățile care, pe care le-a întâmpinat. De ce? Pentru că noi la geografie știm. Le povestim copiilor că uh, temperatura aerului scade odată cu altitudinea cu 0,64 de grade la 100 de metri. Și atunci copiii pot afla exact cam ce temperatură era acolo la col de Traverset când Hannibal uh, se distra cu cei 40.000 de soldați ai lui. Bun. Uh, pentru acest lucru am uh, Descărcat de pe internet un tabel uh, cu temperaturile de la Avignon și observăm că temperatura din luna octombrie, pentru că evenimentele noastre se petrec în octombrie, uh, temperatura minimă posibilă este de 10,7 grade, iar cea maximă de 20,7. Media este de 15. Bun, o să luăm temperatura medie din octombrie. 15 grade nu este nici mult, nici puțin. E chiar nu mai bine de mărșăluit și de invadat o țară. Dar, cum aflăm temperatura din trecătoarea respectivă la traverset? Păi, simplu. O să scădem altitudinea pe care am aflat-o o scriem cu aproximație 3000 de metri, minus 50 de metri de la Avignon, de unde a pornit uh, Hannibal, și vedem că este o diferență de nivel de 2950 de metri. Și am zis mai devreme că la 100 de metri temperatura scade cu 0,64 de grade. Deci împărțim la 100, apoi înmulțim cu 0,64 de grade Celsius și vedem că uh, la acea altitudine, temperatura este cu 18 grade mai mică decât la Avignon. Și noi am luat temperatura de la Avignon de 15,7, temperatura medie din octombrie, 15,7 minus 18,8. Și vedem că acolo sunt minus 3 grade Celsius în medie. Bineînțeles că la acest uh, lucru se mai adaugă și faptul că temperatura variază de-a lungul zilei, noaptea este foarte scăzută, uh, ziua mai ridicată. Uh, dacă acești invadatori au străbătut zona montană timp de 16 zile. Pe lângă efortul de a urca până la o altitudine așa de mare, se adaugă și acest stres și acest disconfort termic, plus încă alte câteva elemente pe care le putem observa dacă vom da zoom în zona aceasta. În primul rând, observăm lipsa vegetației. E clar că această cavalerie de 8.000 de uh, soldați și, evident, animalele de povară uh, nu aveau cu ce să se mai hrănească și mureau pe capete. Deci, oboseala oamenilor uh, se uh, potența prin faptul că nu mai aveau uh, ce mijloace de transport. Este imaginea impresionantă din vârful uh, acestei trecători col de traverset se observă câmpia padană teritoriul uh, promis de către Hannibal trupelor sale uh, uh, așa uh, putem conștientiza mai bine ce au simțit acești oameni greu încercați Uh, istoricul Polibius ne spune că Hannibal și-a îmbărbătat soldații din vârful cel mai înalt al muntelui, arătându-le uh, Italia și câmpia padană în care îi așteptau aliații galici, pe care de altfel uh, se baza Hannibal, dar de, de care încă nu știm sigur dacă. Erau, îi erau favorabili sau nu urma să întâlnească, dar soldații nu trebuiau să știe lucrul acesta. Despre Polibius și afirmația lui și am vrut neapărat să vă arăt că, într-adevăr, informația este adevărată. De aici se vede Italia undeva... În stânga se vede și Torino. Dacă ar avea clădiri 3D realizate de Google Earth, le-am vedea cu siguranță. Și putem să le arătăm elevilor aceste imagini. Și acum, dacă vom porni în continuare filmulețul, vom trăi experiența acestora, pentru că veți vedea că. De, Ascensiunea a fost greoaie, dar coborârea este extraordinar de facilă. Și ca să fie și mai distractiv, vom grăbi ritmul. Deci, așa, pe final, vreau să vă zic că Google Earth poate deveni un joculeț educativ bineînțeles, dar un joc în același timp copiii se pot distra făcând acest filmuleț, eu l-am uh, realizat pe o anumită temă istorică, dar uh, poate avea o temă turistică, putem să încercăm să corelăm uh, Google Earth-ul cu niște problematici economice, problematici de mediu, uh, tot felul de lucruri. Uh, tot ce ne trece prin cap deci această resursă este extraordinară și trebuie neapărat folosită. Pentru data viitoare m-am gândit la un subiect de geopolitică în care voi include Google Earth. Dacă sunteți interesați, dați subscribe și apăsați clopoțelul pentru a fi anunțați când voi posta filmulețul.